Într-un meci contend pentru etapa a 12-a, penultima a turului Ligii Florilor, primul eșalon valoric al handbalului feminin autohton, CSM Deva a întâlnit pe teren propriu pe Știința București. Era un veritabil derby al suferinței, cele două combatante neavând niciun punct până la meciul de la Deva. Jocul a început echilibrat, cu aspetele deschizând scorul, dar în minutul 14 Deva s-a desprins la 7-4. A urmat accidentarea urâtă a Biancăi Cherecheș de la gazde, jocul fiind întrerupt aproape un sfert de oră, însă CSM nu a resimțit șocul și în minutul 23 avea 12-8. Pe finalul primei reprize, bucureștencele au avut o revenire și la cabine s-a intrat cu 12-1 pentru Deva. În repriza secundă s-a mers cap la cap până în minutul 41, când Știința a trecut în avantaj 17-16 și l-a menținut până la final, bucureștencele câștigând cu scorul de 26-24, după ce, la un moment dat, au condus și la 3 goluri. Astfel, CSM Deva rămâne pe ultimul loc, fiind singura echipă fără puncte în Liga Florilor, iar șansele de salvare de la retrogradare, și așa puține, au scăzut și mai mult. În mod firesc, jucătoarele Devei s-au arătat dezamăgite de rezultat și nu înțeleg căderea de la final. Ne-am dorit foarte mult să câștigăm, cred că în primele minute s-au văzut, dar pe sfârșit de joc am cedat. 12-8 a trebuit la un moment dat, 4 goluri înainte de finalul primei repriză. Da. Ce zic colegele tale în chestia? N-am ce să spun, toată lumea e supărată, e ceva fericit. Noi ne gândim că foarte mulți susținători ai handbalului care au văzut în voi, s-au așteptat la mai mult, măcar astăzi. Și noi ne-am așteptat și ne-am dăruit. Cred că s-a văzut asta și se poate vedea, dar pe final de joc adversarele am întors meciul. Ce urmează? Urmează să stăm, să analizăm acest joc și să strângem rândurile și să ne pregătim pentru următorul meci. Gheorghe Covaciu, antrenorul celor de la CSM Deva, și-a asumat această înfrângere, însă a subliniat și numeroasele greșeli individuale făcute de elevele sale. Deci, ce secundă, nu am nimic de comentat, am pierdut și ultima partidă de care puteam să câștigăm acasă, după un joc destul de modest. Eu cred că atâta putem la ora actuală, atâta putem la ora actuală. Profesor, era 12-8 pentru echipă. Ceva s-a întâmplat acolo? Ce s-a întâmplat? Asta este. 17 greșeli neforțate și fără să atași poate, asta s-a întâmplat. Urmează? Vinovat este ea pe noi. Ca între fiecare? Da, cam atât. Ce urmează? Ce să urmeze? Urmează noi la viseță și să termină și ce se întâmplă. Etapa viitoare, ultima a turului. CSM Deva va juca în deplasare la Gloria Bistrița, a 10-a clasată, prima poziție care evită intrarea în hora retrogradării. Partida de la Bistrița se va disputa sâmbătă 29 ianuarie, începând cu ora 17, neștiindu-se încă dacă pe banca Devei va sta Gheorghe Covaciu sau alt antrenor.